Comisia de disciplină a Asociației Județene de Fotbal Dolj s-a pronunțat în privința scandalului ce a avut loc imediat după fluierul de final al meciului viitorul Cârcea Dunărea Bistreț din Liga 4 -a Dolj, jucat pe 27 septembrie. Reamintim că în timpul partidei au apărut conflicte verbale între oficialii celor două cluburi din cauza arbitrajului. La ieșirea de pe teren, unii dintre jucătorii oaspeți și antrenorul Mira au fost loviți de câțiva spectatori care au coborât nestingheriți la cabine pentru că nu exista un gard despărțitor între tribună și vestiare, și nici forțe de ordine care să împiedice conflictul. Astfel, membrii Comisiei de Disciplină au decis ca antrenorul oaspeților, Florin Mirea, să fie suspendat două etape și să primească o penalitate financiară de 200 de lei pentru comportament jignitor. Tot din tabăra Dunării Bistreț, președintele Dan Naicu a fost suspendat timp de o lună și a primit o amendă de 200 de lei, motivarea fiind aceeași ca în cazul tehnicianului. În ceea ce privește gruparea viitorul Cârcea, membrii Comisiei de Disciplină au decis suspendarea terenului pentru o etapă și amendă de 200 de lei. Totodată, clubul din Cârcea a fost obligat să monteze garduri separatoare între accesul în tribună și vestiare.